Ei sunt Zin, la început de drum îi găsiți pe Zin Oficial. Bună dimineața, domnilor, bine. Bună dimineața, bine v-am găsit, la mulți ani. La mulți ani. Stâlpilor, vă rog. Bă, ați fost în Mexic să filmați? Nu spuneți că dacă astea sunt imagini din România. Ne-ați sentat atât de tare încât cred că regizorul e genial. Sunt de la Lehliu. Nu sunt din România, sunt din Spania. Am filmat în Almeria. Mamă, deci fii atent, dacă erau de la Lehliu, te alegeam ministrul turismului. Deci cactușii nu sunt puși de mâna omului, sunt de acolo. Nu, exact. Foarte tare. Ca în orice poveste frumoasă de februarie, când vine și Valentine's Day, există și o fată, dar e bine să nu o arătăm. Ca să nu o lăudăm, ca să-i luăm banii, nu? Vă ce de fată de studiu. De pe refren. Asta e, n-aveați cum. În viață n-ai fără cum. Oricât există. Fără femei nu există nimic. Tu ești de la Lehliu? Da. Și tu? Din Slobozia. Cum ați ajuns? A, e aproape. Cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut la preselecție, la X Factor. E, da? Da, în 2014, fix după bacalaureat, am decis să participăm. L-am văzut acolo, cânta la chitară, am mers la el, am văzut că știe să cânte foarte bine și am zis, băi, hai să facem ceva. Băi, tare! Și ideea e că timp de un an n-am ținut legătura, atunci n-am făcut schimb de contacte sau ceva și... E culmea destinul. După un an ne-am întâlnit în autogară la obor, mama îmi pusese pachet. Tu te-ai zis pachetul? Da, am fost să iau pachetul. Și îl vedeam pe el, era așa. Făcea cu ochiul. Băi, gata, că suna poveste de dragoste. Și vine ăștia cu pancarte. Bă, mi se pare super tare povestea și faptul că v-a unit X Factor, dar și autogara Obor, care, iată, e un loc unde se întâmplă încă povești frumoase. Să ne vedem cu bine, că sunteți foarte bogați. Mulțumim, o zi frumoasă. Fresh, la revedere. Fresh, avem nevoie de tineri fresh, de oameni. Mulțumim. Cum avem nevoie?